Un bărbat a condus aproape 1200 de kilometri ca să își ucidă propriul frate. Acesta a decedat apoi în urma unui schimb de focuri cu poliția. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care Jeffrey Roberts, în vârstă de 66 de ani, a ajuns la casa fratelui său, Scott. Acesta din urmă a deschis ușa după câteva minute, iar cei doi frați au discutat pentru câteva momente. La un moment dat, Jeffrey scoate un pistol, deschide focul și intră cu forța în casă. Acesta a fost surprins apoi de camere când a plecat din locuință și apoi s-a întors cu un shotgun, respirând cu greutate. Potrivit polițiștilor, Scott și soția lui luau cina când a ajuns la Jeffrey. Scott a fost împușcat mortal, în timp ce Judy, care a fost și ea împușcată, a reușit să scape cu viață și acum se recuperează după atac. Bărbatul a dat apoi foc locuinței, iar pe imagini se aud alarme de incendiu. La scurt timp au ajuns polițiștii și a urmat un schimb de focuri între ofițer și Roberts, iar bărbatul a fost împușcat mortal. Bodycam-ul unui polițist a surprins momentul în care acesta s-a prăbușit pe treptele casei, după ce a fost lovit de gloanțe. Sunt încă neclare motivele pentru care Jeffrey Roberts și-a împușcat fratele. Fiica lui Scott și Judy a spus că un conflict în familie ar fi fost cauza, relatează știrile ProTV.ro.